Bună, prieteni! În primul rând vreau să-i felicit pe cei de la UNICEF pentru inițiativa pe care au avut-o prin acest proiect de conștientizare a importanței sănătății mentale în această perioadă de pandemie. Deși știu că a trecut un an de când s-a instaurat pandemia, sunt sigură că toți am fost și încă suntem afectați de tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, atât profesional cât și personal. Acum am să vă spun cum a afectat pe mine personal. Deși sunt o persoană pozitivă și îmi place să găsesc lucrurile bune în orice situație, ei bine, de data asta am fost și eu afectată destul de grav de această pandemie. Și cum am fost afectată? În momentul în care au apărut restricțiile și nu am mai avut voie să ieșim și am fost în carantină și a trebuit să stăm în casă, atunci a apărut anxietatea. Și nu doar anxietatea, și gândurile negative și rele. A fost greu, a fost foarte greu pentru mine să nu mai ies afară, pentru că sunt o persoană care iubește să facă sport, care iubește să meargă pe jos, care iubește să iasă cu prietenii în parc, ore în șir. Și n-am mai putut să mai fac lucrul ăsta. Și în momentul ăla a apărut anxietatea pentru mine. Și cel mai rău m-a afectat în momentul în care n-am mai putut să mai fac sport. Iar pentru mine sportul înseamnă foarte mult. Așadar, dacă și voi ați trecut sau încă treceți prin anxietate și aveți gânduri negative în continuu, o să vă dau un sfat și o să vă spun ceea ce am făcut eu. Deși n-am mai putut să mai fac lucrurile care mie îmi plăceau, și anume să ies afară cu prietenii sau să fac sport sau să merg ori în șir pe jos, am început să găsesc alte hobby-uri. Am citit foarte mult, am gătit, am dansat în casă, și am încercat cât am putut să mă bucur de puțin timp cu mine. Așa că vă sfătuiesc și pe voi să faceți la fel. Încercați să gătiți, să dansați, să petreceți timp cu voi și încercați să eliminați toate gândurile negative. Pentru că la un moment dat totul o să fie bine. Așa că încercați pe cât posibil să faceți ceea ce vă place și țineți minte că sănătatea psihică este cea mai importantă. Dar timp cât tu ești fericit cu tine, asta e tot ceea ce contează. Așadar, dacă vreți să aflați mai multe despre această campanie frumoasă inițiată de UNICEF, hashtag spuneți oful, o să vă invit să intrați pe site-ul UNICEF România, unde găsiți mai multe detalii.